Haideți să vedem ce produse folosim eu și Sorana pe perioada iernii. După cum spuneam, mai ușor cu spălatul, mai ușor cu gelurile de duș, chiar dacă sunt faine, că miros frumos și ne creează așa o stare de bine, sunt un pic, pot fi de fapt, un picuț cam agresive cu pielea noastră, dar dacă alegeți să vă spălați mai des, folosiți un săpun natural. Noi aici avem un săpun de Alep, care este fabricat în Siria și este ca un săpun de casă, pe care ei îl fac cu ulei de măsline și cred că ulei de semințe de dafi, dar sper că nu spun o prostie, știu că era și ceva de genul ăsta. Chiar miroase ca un săpun de casă, dar un picuț mai puțin pregnant decât ăla pe care îl făcea la țară bunicii noștri, care era din grăsime animală. E foarte mișto, nu usucă pielea și poate fi folosit. Îl folosesc la ei acasă, cei care îl fabrică, și pe post de mască de față. Spuma pe care o face el, poate fi mult spuma, că e mai puțin spumant decât un săpun normal, poate fi lăsată pe față câteva minute și acționează ca o mască. Asta folosim pentru corp. Pentru mine uleiul de măsline e un picuț cam greu pentru față, dar din când în când îl mai folosesc pentru hidratare. În rest, mă demachiez cu un ulei de demachiere. Acum l-am primit pe cel de la Hada Labo, l-am comandat și tocmai a venit. Nu l-am acum la mine pentru că l-am uitat în baie, dar e chiar mișto. Chiar dacă și el e pe bază de ulei de măsline, nu lasă deloc rezidu gras pe față și doar îndepărtează machiajul. După care am ales un gel de curățare mai puțin agresiv. E acesta de la Cosarex, Low pH Good Morning Gel Cleanser. Ei spun că e pentru folosire dimineața, dar eu îl folosesc seara. Dimineața nu folosesc gel de curățare și chiar este un gel mișto, nu-ți lasă senzația de piele strânsă, nu usucă, miroase, destul de pregnant, da, ulei de arbore de ceai. Dacă nu vă place mirosul ăsta, nu o să vă placă cum miroase acest gel de duș și el e creat mai mult pentru tenurile grase, având acest arbore de ceai și acidul salicilic, da. Seruri! Am serul meu preferat, cel cu niacinamide 10% și zinc 1% de la The Ordinary, care merge și pe perioada iernii pentru că e un ser care și hrănește, e un antioxidant foarte fain și mă ajută foarte mult cu coșurile. Noua descoperire. Serul ăsta de la Pyunkang Yul, hidratant. E o gârlă de ser în sticla asta, 100 de mililitri. O să-l folosim până la sfârșitul veacului și înapoi. E un ser hidratant cu o textură foarte mișto, care nu încarcă deloc tenul și chiar aduce hidratarea necesară de zi cu zi în sezonul ăsta rece. Dacă aveți tenul mai gras, mai ales în timpul zilei și nu vreți o cremă foarte grasă care să vă încarce fața, puteți să aplicați mai multe straturi din serul ăsta și să săriți peste crema hidratantă în timpul zilei. Nu lasă deloc o senzație lipicioasă, are un miros foarte subtil, e chiar țâță de muță. După care ceva ce am reînceput să folosesc, m-am oprit, este Advanced Retinoid 2% de la The Ordinary, m-am oprit în perioada verii și am hotărât să-l reintroduc în rutina mea acum, că este iarnă și soarele nu e atât de agresiv, retinolul fotosensibilizează. El într-adevăr usucă puțin, dar cu varianta asta nu am avut mari probleme cu uscăciune, iritație, absolut deloc. Și îmi place pentru că tenul meu chiar este mai luminos după ce folosesc și vreau să văd ce efect are asupra liniilor mele de caiet dictando de pe frunte. Crema pe care o folosesc acum este cea de la Yves Rocher Sebo Vegetal, care este o cremă gel. E o textură lejeră, intră repede în piele și e hidratantă, dar în perioada rece simt nevoia să o fac un picuț mai bogată. Și o amestec cu o picătură de ulei. Acum folosesc uleiul ăsta de sâmbăr de strugure. Am folosit și unul de măceșe. Dar momentan îl folosesc pe ăsta de la Herbal Sana. Mișto. Dacă vreți un ulei și mai uscat, dacă aveți tenul foarte gras, eu aici am decantat dintr-o sticluță mai mare un ulei de pepene. El avea vreo 200 de mililitri în sticluță și l-am pus în pipeta asta de la The Ordinary, de la un set pe care l-am terminat. E extrem de fluid și intră în piele numa. Deci nu-ți dai seama că e acolo. Deci dacă nu vă plac uleiurile grase, e o alegere destul de bună. Nu lasă aceea senzație de
hrănire și hidratare ca un ulei mai greu, dar e fain. Și nu miroase aproape a nimic. Unele uleiuri au un miros mai scăboșel, dar ăsta nu. Uleiul, îl folosesc și în zona din jurul ochilor, ca să nu uit. Ăsta de pepene și mai foloseam pe la de măceșe, dar nu l-am acum aici. Și din categoria uleiuri, mai avem pe ăsta de argan, care pentru tenul meu gras e un picuț cam prea mult, însă îl folosesc cu mare drag și spor pe păr. Părul e extensia pielii. Și îl folosesc pe vârfuri, în special pe ăsta, pentru hidratare. Și pe scalp îl folosesc pe cel de cocos, iar nu l-am aici, în baie, scuze, care e foarte bun și dacă aveți mătreață sau mâncărimea scalpului, pentru că și el e antimicotic, antimicrobian, e fain. Protecție solară. Nu renunțați la ea pe timpul iernii de nici o culoare. Știu că uneori nu e cea mai faină sarcină din lume, nici eu nu am reușit multă vreme să mă țin de chestia asta, dar acum chiar e ceva ce fac în fiecare zi. Folosesc crema de față matifiantă cu factor de protecție 30 de la Elmi Plant, care mă ajută extrem de mult pentru că nu mi-apare niciun coș de la ea. Am tot încercat creme de protecție care mă umple de coșul, din nefericire. Încă sunt în căutarea unei alte creme care să-mi țină acnea sub control, dar asta e una din ele. Și am acest balsam de buze cu protecție solară 30 de la Nivea, care îmi place și nu prea. Îmi place pentru protecție. Lasă un pic de peliculă albă pe buze, dar e ok, pentru că oricum o acopăr cu un balsam sau ceva. În schimb, miroase ca protecția tipică solară și are și un gust mai dubios, dar... Iar, e un sacrificiu care trebuie făcut, protejați-vă buzele de razele soarelui. Protecție solară 2 pentru corp. Știu că o să spuneți, bine Mădălina, dar nu e ca și cum umblu cu craci goi iarna sau cu decolteul la vedere sau mai știu eu ce. Nu, dar zonele pe care le expunem ar fi bine să le acoperim și eu încerc, recunosc, nu reușesc tot timpul, să folosesc o cremă cu factor de protecție pe mâini, pentru că încetinește apariția acelor pete de îmbătrânire care după o anumită vârstă sunt incluse. Și cu crema asta de corp, pentru că cea de față e matifiantă, cobor și pe gât și decolteu. Nu mă dau cu cea matifiantă pe aici, că nu am nevoie. Și pentru că spuneam de coborâtul pe gât și decolteu, să mergem și pe tot corpul. În ultima vreme am folosit crema asta de la Aderma, care este o cremă pentru piele foarte uscată. Pielea de pe corpul meu chiar avea nevoie de hrănire, era foarte uscată după vară. Și asta e o cremă extrem, extrem de bună. Nu are parfum, nu are conservanți, nu are parabeni, nu are nimic din chestiile astea care ne sperie. E din categoria de produse dermatocosmetice. Textura s-ar putea să vi se pară cam grea. E o cremă sănătoasă, dar intră repede în piele. Despre mânuțe! Un picuț de mânuțe. Cremiță de mâini. Cât mai des și întotdeauna înainte de culcare. Pentru mânuțe noi folosim și vaselina. Mâinilor le plac ingredientele astea grele și care ți-ar crea senzația că îți înfundă porii sau îți încarcă pielea. Piele de pe mâini îi place chestia asta. Mai folosesc vaselina și pe buze înainte de culcare. Sau balsamul ăsta de buze de la Oriflame, care este super tare, are lanolină, care e un ingredient extrem de iubit de pielea de pe buzele noastre. În cazul în care crema nu e suficient de hrănitoare pentru mâinile voastre, dar nici vaselina nu vi se pare cea mai faină, pentru că e într-adevăr un ingredient greu. Eu mă dau cu un strat din uleiul ăsta uscat, îl las un pic să se absorbă în piele, după care aplic crema de mâini și noapte bună. Cu asta chiar noapte bună, copii! Vă așteptăm la noi și data viitoare. Vă rugăm, dacă v-a plăcut, să dați un like, un share, un subscribe. Nu uitați să vă hidratați!